Alexandru cel Mare de Plutar Capitolul 3 Când se află înaintea Tebei, voi să lase acestei cetăți timpul de a se căi, cerând numai ca să-i fie predați Fenix și Protites, instigatorii răscoalei, și rostind în chip public că iartă pe toți cei ce se vor întoarce la el. Tebanii, din partea lor, cerând și ei ca să li se predea Filotas și Antipater, proclamând în același timp că toți cei ce vor să lupte pentru libertatea Greciei să vină și să se unească cu ei. Regele Macedoniei nu se mai gândi decât de la război, întorcându-se împotriva lor cu toate forțele sale. Tebanii se apărară împotriva unor oameni superiori în număr, cu un curaj și cu o ardoare mai presus de puterile lor. Însă când garnizoana macedoniană care ocupa Cadmea, citadela Tebei, veni să-i șarjeze pe la spate, atunci, înconjurați de toate părțile, ei pieriră în luptă până la cel din urmă. Orașul fu cuprins, oferit soldaților spre pradă, apoi ras de pe fața pământului. Alexandru crezu că prin această pildă teribilă va semăna uimirea și groaza printre noroadele Greciei și le va obliga să trăiască în pace, să nu se mai gândească la răscoale. Însă spre a da acestei crude execuții un pretext plauzibil, el afirmă că nu au putut refuza din cauza reclamaților repetate ale aliaților săi. Și e drept că popoarele din Focida și Platea ridicau mari învinuiri împotriva tebanilor. Alexandru nu scuti de rigorile prigoanei generale decât pe preoți și pe acei dintre tebani care erau uniți cu macedonenii prin legăturile ospitalității, pe descendenții lui Pindar și pe cei ce se împotriviseră rebeliunii. Toți ceilalți, în număr de 30 de mii, fură vânduți ca sclavi după ce mai mult de șase mii pieriră în luptă. Se mai povestește de așișderea că în decursul îngrozitoarelor chinuri pe care tebanii le avură de îndurat, câțiva soldați traci, după ce au dărâmat casa Timoclei, femeie distinsă atât prin naștere cât și prin virtuțile sale, o jefuire de tot ce avea. Capitanul acestor barbari, după ce o ultragie în toate chipurile, o întrebă dacă nu cumva are și ceva aur sau argint ascuns. Timoclea i-a răspuns că are și spre a-l încredința de acest lucru, ducându-l în grădina sa, îi arătă un puț, unde spunea că în clipa căderii Tebei ascunsese tot ce avea mai prețios. Tracul, curios, se apropie de fântână, aplecându-se în același timp să vadă locul anumit unde credea că fusese răcufândate toate acele bogății. Timoclea, care rămăsese la spatele lui, îi dădu cu toată puterea un brânci, împingându-l pe gura puțului și mai aruncând și câțiva bolovani mari după el. Soldații traci alergare în ajutorul șefului lor și după ce văzură că nu-i mai pot fi de niciun ajutor, o duseră pe femeie înaintea lui Alexandru, încărcată de lanțuri spre a da socoteală de fapta ei. Regele văzu însă din capul locului, din întreaga ei atitudine, că avea în fața sa o femeie de neam ales și de mare curaj, căci ea urma pe soldați fără să manifeste nici uimire, nici teamă. Întrebată cine era, răspunse cu mândrie. Sunt sora lui Teagene, cel care s-a bătut cu Filip pentru apărarea libertății Greciei și care a pierit în marea luptă de la Cheronea, unde comanda. Alexandru, admirând de potrivă și răspunsul său și acțiunea săvârșită de ea, dădu ordin să fie lăsată liberă împreună cu copiii ei. El îi iertă de asemenea și pe atenieni, oricât de afectați ar fi voit aceștia să pară de nenorocirea tebanilor. Mâhnirea celora fu atât de adâncă încât ei n-au mai celebrat marile mistere, cu toate că se găseau în ajunul acestei sărbători. Apoi îi tratară cu omenie pe aceia dintre tebani care apucaseră să se refugieze între zidurile cetăților. Însă, fie că mânia lui Alexandru, întocmai ca și aceea a leilor, se stinsese în sângele pe care îl făcuse să curgă, fie că voise să opună unei acțiuni atât de atroce, un act luminos de blândețe, nu numai că uită tot ce îi răscolise sufletul împotriva atenienilor, dar îi invită să se ocupe în chip serios de treburile comune, deoarece cetatea lor, după cum spunea însuși regele, era făcută spre a da legi restului Greciei. Mai târziu, după spusa tuturor acelora care au trăit în apropierea lui, Alexandru resimți o căință adâncă față de aspra rigoare cu care îi pedepsise pe Tebani și amintirea aceasta îl făcu mai blând în multe rânduri. Atribui chiar mânie și răzbunării lui Bacchus, uciderea lui Clitus, pe care-l omorâse la beție ca și la șitatea macedonienilor care, refuzând să-l urmeze în India, lăsară atât expediția cât și gloria sa nedesăvârșite. După aceea, niciunul dintre Tebanii care au supraviețuit dezastrului lor, nu i s-a adresat niciodată în chip inutil, Orice i-ar fi cerut. Dar cred că am stăruit îndeajuns asupra evenimentelor ce s-au desfășurat în legătură cu cetatea Teba. Grecii, adunați în nismul de Corint, au hotărât să se unească cu Alexandru spre a duce război împotriva perșilor. Acesta fu numit șef al expediției și primi vizita unui mare număr de oameni de stat și de filozofi care veniră să-l felicite, pentru că fusese socotit demn de această sarcină. El se mângâie cu gândul că și Diogene, care se afla pe atunci în Corint, îi va face o vizită. Însă, văzând că acest filozof făcea puțin caz de el și că stătea liniștit în mahalaua sa, merse el însuși să-l vadă. Diogene stătea culcat la soare și când văzu că vine către el o mulțime atât de numeroasă, se ridică puțin și își fixă privirile asupra lui Alexandru. După ce îl salută pe filozof, îl întrebă dacă nu i-ar putea fi de folos, dăruindu-l cu ceva. Ba da, îi răspunse acesta, dar mai înainte nu te grăbi să-mi iei ceea ce nu-mi poți da. Și acum dă-te la o parte din soare. Alexandru, izbit de acest răspuns, admiră calmul și atitudinea flegmatică a filozofului. Și cum ofițerii săi, la reîntoarcere, își băteau joc de acesta, regele le spuse gânditor. Nu râdeți, fiindcă eu, dacă n-aș fi fost Alexandru, aș fi vrut să fiu Diogene. De acolo, el se duse la Delhi, spre a consulta pe zeu în ceea ce privește expediția sa în Asia. El sosia acolo în acele zile socotite nefaste, când nu este îngăduit preotesei să-și formuleze oracolele. Neștiind acest lucru, el o rugă pe profetesă să vină la templu, însă ea refuză să se supună, sub cuvânt că legea interzicea să-și îndeplinească funcția în momentele acelea. Alexandru se duse atunci el însuși la ea și apucă să o târască cu forța la templu. Profetesa, ca și cum ar fi fost învinsă în urma acestei violențe, murmură. O, fiul meu, ești invincibil! La aceste cuvinte, Alexandru îi spuse că nu mai avea nevoie de alt oracol și că obținuse de la ea tot ce dorea. În clipa plecării, zeii i-au trimis însă și alte semne. Astfel, în cetatea Libetres, o statuie a lui Orfeu, construită din lemn de cipru, asudă în acea zi. Și cum semnul acesta părea multor amenințător, astrologul Aristandru îi asigură că ele de bun augur deoarece anunță că regele va săvârși isprăvi vrednice de a fi celebrate pretutindeni, iar poeții și muzicienii vor fi nevoiți să cânte atâta aceste fapte eroice încât vor asuda necontenit. Cei mai rezervați dintre istoricii săi doresc că, plecând spre Asia, Alexandru avea în jurul lui o armată compusă din 30.000 de infanteriști și 5.000 de călăreți. Aristobul pretinde că nu avea pentru întreținerea armatei sale mai mult de 70 de talanți. După Duris, n-ar fi avut hrană decât pentru o singură lună. însă Onesicrit dă ca sigur că el împrumutase 200 de talanți pentru această expediție. Și cu toate că o întreprinse cu mijloace atât de puține, el nu voi să se îmbarce decât după ce examinase starea domestică a fiecăruia, dând unuia o moșie, celuilalt veniturile unui târg, altuia un sat, unui al patrulea dreptul de vam într-un port și așa mai departe. Cum darurile acestea absorbiseră toate veniturile domeniilor sale, Perdica să îl întrebă. Măria ta, v-ați rezervat ceva din toate acestea? Speranța, îi răspunse Alexandru. Ei bine, reluă Perdicas, atunci o vom împărți și noi cu măriata din moment ce vom îndura același ostenel și vom trece prin aceleași primejdi. Și el refuză darul pe care îl făcuse regele. Alexandru se arătă deopotrivă de generos și față de aceea ce voiau să-i accepte darurile și față de cei care îi le cereau și cu atitudinea aceasta își risipi cea mai mare parte din domeniile de care dispunea în Macedonia. În aceste dispoziții și după toate aceste preparative, trecu el Helespontul. Ajuns la Ilion, se urcă în templul Minervei, unde făcu un sacrificiu zeiței și libațiune eroilor. Unse cu ulei curat coloana de pe mormântul lui Ahile, depuse o coroană la capătul acestui erou și îl felicită pentru norocul de a fi avut parte în timpul vieții de un prieten credincios, iar după moarte de un mare rapsod care să-i cânte isprăvile. Parcurse după aceea cetatea spre a admira tot ceea ce era vrednic de văzut în trânsa. Iar cineva, întrebându-l dacă nu cumva vrea să vadă lira lui Paris, primi acest răspuns. Puțin îmi pasă de aceea. Mi-ar plăcea însă să văd lira pe care își cântă Ahilei sprăvile lui proprii și gloria marilor războinici. Între timp, generalii lui Darius adunaseră o armată numeroasă și aflați pe țărmul râului Granic, se pregăteau acolo să stăvilească înaintarea regelui Macedoniei. Fiind la porțile Asiei, trebuia oricum să lupți spre a-ți deschide un drum. Cea mai mare parte dintre ofițeri se temeau de adâncimea râului, de înălțimea și de inegalitatea țărmului opus, peste care nu se putea trece decât cu armele în mână. Alții voiau să se observe cu religiozitate obiceiurile vechi, în ceea ce privește lunile care nu îngăduneau regilor macedoneni să-și ducă armatele în luptă în luna Desius. Alexandru, în vederea reformării acestui obicei superstițios, spuse că pe viitor luna aceasta se va numi a doua Artemisius. Pe de altă parte, Parmenion îl sfătuia să nu riște o trecere în ziua aceea, deoarece era târziu și îi putea apuca noaptea luptând. Alexandru îi răspunse că ar însemna să dezonoreze Helespontul dacă, odată ce a trecut acest larg braț de mare, a în fața granicului. În același timp, el se a în apele râului, urmat de 13 scadroane de cavalerie și înaintă, în mijlocul unei ploi de săgeți, până la malul celălalt, care era foarte râpos și acoperit de oameni sub arme și de cai. Luptă din greu împotriva curentului, ce de mai multe ori a fost pe punctul de a înghiți, conducându-și oamenii mai mult ca un leu înfuriat decât ca un general prudent. Împotriva tuturor acestor dificultăți, se nici să meargă înainte, ajungând în cele din urmă la țărm, după multă osteneală, deoarece unde înceta apa cea adâncă și repede, începea un noroi alunecos. Și abia trecu râul că fu obligat să se lupte în învălmășală, corp la corp. Aceasta deoarece dușmanii îi atacau trupele fără încetare. Pe măsură ce acestea soseau, fără să-i lase răgazul de a le pune în ordine de bătălie. Perșii căzură asupra cavaleriei sale, strigând din toată puterea rărunchilor lor. Și strângând-o de aproape, ei luptară mai întâi cu lancia, apoi cu lovituri de spadă, după ce lăncile fură rupte. Alexandru, care atrăgea privirile tuturora cu strălucirea scutului și cu panașul căștii sale împodobită cu două aripi de o mărime și de o albiață admirabile, fu personal încolțit de un mare număr de dușmani și atins, lipsindu-i cu irasa, de vârful unei sulițe însă abia fost gâriat, deoarece vârful fierului ucigaș o apucă pe delături. Resaces și spitridate, doi generale ai lui Darius au venit împreună să-l atace. Regele îl evită pe cel din urmă și izbindul pe resace cu sulița, îi sparse cu irasa și o aruncă jos de pe el. Numai decât puse apoi mâna pe sabie și în vreme ce izbesc unii împotriva altora cu furie, spitridate se apropia spre el spre a lua din flanc. Apoi, înălțându-se pe cal, aplică o lovitură de secur în capul ilustrului macedonian, tăindu-i panașul împreună cu una dintre aripi. Casca însă și abia putut rezista violenței acestei lovituri, deoarece tăișul securii ajunse până la păr. Și spitridate, tocmai se pregătea să-i aplice o a doua lovitură, când Clitus cel negru, luându-i-o înainte, îl străpunse cumplit cu sulița, în vreme ce resace scădea mort, lovit de spada cea grea lui Alexandru. În timpul acestui periculos angajament de cavalerie, invincibilă falangă macedoniană trecu și ea râul și cele două corpuri de infanterie începură atacul. Cea a perșilor manifestă puțină energie și nu opuse o lungă rezistență, astfel că ea întoarse în curând spatele luând o la fugă în bună regulă cu excepția mercenarilor greci. Aceștia, retrași pe o colină, cereau ca Alexandru să-i primească sub comanda sa. Regele însă, ascultând mai mult de impulsurile mâniei sale decât de sfaturile rațiunii, se aruncă cel din tâi asupra lor, fiind i ucis calul sub el în încăierare. Din întâmplare, nu era bucefal. În acest loc, câmpul de bătălie a fost acoperit de morți și de răniți, întrucât macedonenii avură împotriva lor oameni plini de bravură, care se băteau ca disperații. S-a spus că în această primă bătălie, barbarii au perit 20.000 de infanteriști și 2.500 de călăreți împreună cu cailor. lor. După spusele lui Aristobul, din partea lui Alexandru n-au căzut decât 34 de morți, din care 9 infanteriști. Tuturor acestora, regele făcu să li se ridice statui în bronz care au fost modelate și turnate de către Lisip. Și cum Alexandru voi să-i asocieze și pe greci la această victorie, trimise în special atenienilor 300 de scuturi din acelea dobândite de la dușmani, gravând pe restul prăzilor această ambițioasă inscripție. Alexandru, fiul lui Filip și grecii, cu singura excepție a demonienilor, au smuls aceste prăzi barbarilor care locuiesc în Asia. Mamei sale îi trimise vesela de aur și de argint, covoarele de purpură și toate celelalte mobile de acest gen pe care le luase de la perși. Pentru sine, nu își rezervă decât o foarte mică parte.